prilejul aniversării a 70 de ani a Zilei Marii Victorii în războiul pentru apărarea patriei, Partidul Socialiștilor, alături de formațiunea Partidul Nostru, de Consiliul Civic pentru Patrie, dar și alte organizații obștești, au organizat pe 9 mai un marș grandios în capitală, la care au participat peste 50.000 de persoane. Acestea au mers în coloană de la Teatrul de Opere și Balet până la Memorialul Eternitate, unde au depus flori la focul veșnic și au comemorat pe eroii căzuți. Liderul socialist Igor Dodon le-a mulțumit veteranilor pentru curajul, bărbăția și patriotismul lor, de care au dat dovadă, și le-a dorit sănătate, fericire și liniște sufletească. În același timp, la intrarea pe teritoriul complexului Memorial Eternitate a fost întinsă o panglică a Sfântului Gheorghe cu o lungime de 365 de metri, care a marcat sfârșitul campaniei republicane Panglica Sfântului Gheorghe 2015. Despre necesitatea consolidării societății moldovenești în jurul ideii cinstirii memoriei eroilor căzuți și a respectului pentru veterani, a pledat în campania respectivă și președintele Consiliului Civic pentru Patrie, Igor Tuleanțev, mesajul său fiind susținut de membrii și conducerea peste 70 de organizații obștești din țară. Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce a fost conferit liderului PLDM Vlad Filat de către ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă. Oficialul român a evidențiat că președintele liberal-democrat s-a învrednicit de această distincție în semn de înaltă apreciere a întregii activități puse în slujba dezvoltării relațiilor dintre Republica Moldova și România pentru abnegația în promovarea valorilor democrației și a parcursului european al țării noastre. Vlad Filat a spus că s-a reușit stabilirea unui parteneriat strategic în vederea realizării obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova, iar în acest parcurs România a fost și este împreună cu noi. Compania străină Kroll, care a efectuat investigația în cazul delapidării banilor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a menționat într-o scrisoare că publicarea raportului ar putea compromite derularea anchetei. Solicitată de reprezentanții instituțiilor media din Moldova pentru comentarii, Kroll a menționat, cităm: "Deși noi înțelegem pe deplin interesul publicului în acest caz, vă informăm că publicarea informațiilor dintr-o investigație nefinisată, independentă, bazată pe fapte, ar putea compromite derularea investigației și eficacitatea ei", se spune în răspunsul Kroll. Speakerul Adrian Candu, cel care a publicat conținutul raportului, a menționat ulterior că el nu poate fi tras la răspundere penală și că singurul risc pentru el este unul comercial. Dacă Kroll ar fi dat în judecată de cineva vizat în document, iar compania la rândul ei l-ar da în judecată pe Adrian Candu. Totodată, delapidările de la BEM, numite și joful secolului, au intrat și în atenția renumitului post TV de știri CNN. Jurnaliștii acestui au menționat că tranzacțiile, în urma cărora cele trei bănci din Republica Moldova au rămas fără 767 milioane de dolari, s-au produs în doar 3 zile. CNN mai menționează că autoritățile celei mai sărace țări din Europa, afectate grav de corupție, au decis să publice raportul Kroll doar după ce 10.000 de oameni au ieșit la protest. Primarul Dorin Chertoacă a desfășurat astăzi ultima ședință a serviciilor operative a primăriei înainte de a degreva pe perioada campaniei electorale. Edilul a spus că își va suspenda propriu-zis activitatea joi pe 14 mai, funcția sa fiind exercitată de viceprimarii Nistor Grozavu și Vlad Coteț. Chertoacă, care pretinde pentru al treilea mandat de primar, este candidatul Partidului Liberal pentru conducerea capitalei. Liderul PSRM Igor Dodon a anunțat astăzi numele candidaților socialiști la funcțiile de primar pentru trei orașe din Găgăuzia. Astfel, pentru fotoliul de edil al orașului Comrat a fost înaintată candidatura lui Alexandru Suhodolski, pentru orașul Cea de Lungă cea lui Constantin Cheleș și pentru orașul Vulcănești candidatura lui Roman Tiutin. Luna Familiei în Republica Moldova este genericul inițiativei lansate astăzi de către Partidul Democrat. Liderul formațiunii Marian Lupu a declarat în cadrul unui briefing că evenimentul se va desfășura timp de 30 de zile în toate raioanele din Republică și are la bază promovarea noțiunii de familie ca fiind forța solidarității dintre cetățenii întregii țări. Trăim vremuri grele, vremuri tulburi, în care solidaritatea este esențială, a mai precizat Marian Lupu. Sărbătoarea europeană Noaptea Albă a Muzeilor se va desfășura săptămâna aceasta în capitală. Potrivit șefei Direcției Cultura a Primăriei, Lucia Culev, muzeile din Chișinău vor fi deschise până dimineață, iar intrarea va fi gratuită. Vizitatorii vor avea parte de diverse programe artistice, iar prin capitală vor fi organizate tururi cu autobuzul. Pe 16 mai, sărbătoarea va culmina cu un concert susținut de artiștii autohtoni. Un alt referendum privind independența Scoției a fost exclus de premierul britanic David Cameron. Acesta a precizat că se va asigura ca Scoției să îi fie conferite puteri sporite conform unui plan deja existent. Scoțienii au respins independența în septembrie anul trecut după o campanie lungă și decisivă.
Gemenii regali din Monaco, Jacques și Gabriel, au fost botezați la eveniment participând sute de invitați. Îmbrăcați în hăinuțe albe create special pentru ei de casa Dior, fiul și fiica prințului Albert al II-lea de Monaco și ai soției sale Charlene au fost botezați în Catedrala Fecioara Imaculată.